Asta cu rocada, de unde vine? Care e? Este un fel de punere a regelui la adăpost. Astea sunt piesele de la o altă tablă. De azi mai jucă ușe. Okay. Salutare, dragilor! Suntem din nou la Se Învârte Roata, locul unde mai nou vorbim despre sport, pentru că abordăm subiecte nu doar din ciclism, cum v-am obișnuit, doar și din zona alergării. Și cumva acum vedeți că avem tabla de șah pe masă, o să vorbim puțin și despre șah. Invitatul de astăzi, cu siguranță că nu vă așteptați, cum spune Cătălin Oprișan, deși este nevăzător, a fost membru al echipei naționale de fotbal pentru nevăzători, participări la mondiale, europene, locul 14 la șah, în plan național, aleargă, face bicicletă în tandem. O venit să ne vorbească despre cum reușește el să facă toate acestea. Poate că unora cu siguranță vă este cunoscut, pentru mulți dintre voi probabil că este necunoscut, dar azi îl veți cunoaște. Pentru voi, Mihai Nistor. Mihai, bine ai venit! Salutare, bine te-am găsit! Mă bucur foarte mult. Mulțumesc mult de tot pentru oportunitatea de a le vorbi oamenilor în general și de a le povesti despre ce fac eu și ce facem noi în general, persoane cu dizabilități, și cum ne integrăm alături de voi în diverse activități. Mihai, cu tot dragul, mă bucur foarte mult că ai venit, să-ți pui inima pe tavă. Îți spuneam și la telefon, vom construi cumva discuția noastră în jurul singurului lucru pe care l-am învățat la masterul pe care am vrut să-l fac în sport, pentru că nu l-am terminat, și acolo ne-au spus așa că o persoană care nu se poate integra în societate este o persoană cu handicap. O persoană care nu are un picior, o mână sau este nevăzătoare, dar se integrează în societate și aduce plus valoare societății, este o persoană cu o dizabilitate. No, să-mi spui tu acum cum vezi remarca asta. Da, pe lângă faptul că sună motivațional și foarte profi, este într-adevăr ceea ce în ultimii 20 de ani comunitatea persoanelor cu dizabilități încearcă să transmită. Că suntem parte a societății, că dizabilitatea noastră o putem compensa prin alte abilități și prin acceptare și integrare putem aduce plus valoare societății. Deci cumva găsim un adevăr în este fondată. Da. Hai să o luăm cu oarecum cu începutul. Cum s-a întâmplat în cazul tău? Înțeleg că nu ești din naștere. S-a întâmplat la un moment dat. Deci undeva în anul 1985, spre sfârșitul, în a doua parte a anului, am avut o răceală care mai târziu, mult mai târziu, după aproximativ 15 ani, a fost stabilită că era o meningită la momentul respectiv. O meningită pentru care medicina anilor respectivi din România se pare că nu era pregătită. Câți ani aveai, mă scuze? Aproape 7, 6 și un pic, aproape 7. Mă pregăteam să merg în clasa 1. Deci se întâmpla asta la 1 septembrie, am avut primele simptome. La 15 septembrie urma să merg în clasa 1. Primele simptome, o lună de zile stat prin spitale pe la Turnu Măgurele, de unde sunt de fel. Mers după aceea la București și stat prin București, prin spitale, vreo 3 ani de zile, în care am fost suspectat de tot felul de probleme neurologice, la nivel de encefal, de meninge, de tumoare. Toate investigațiile făcute nu arătau că e totul în regulă, dar în timpul ăsta eu îmi pierdeam vederea. Și după vreo 3 ani de zile au constatat că situația se stabilizase, să zicem așa, la nivelul nervului optic, care se usca. Și de aici nu s-a mai putut face nimic. Deci din păcate. A durat 3 ani până când ți-ai pierdut Eu pierdusem vederea, cam după un an de zile pot să spun că capacitatea vizuală scăzuse către minim. Când am vorbit cu tine la telefon prima dată, dacă n-aș fi știut situația ta, nu aș fi ghicit niciodată că te afli în postura aceasta, pentru că și apoi mai departe tot discutând cu tine, pare un tip super puternic. Și mă întreb acum,
cum ai privit atunci lucrurile? Aveai 7 ani. Cum ai privit lucrurile atunci și până la urmă cum arăta copilăria ta dinainte și ce crezi că te-a construit în felul acesta? La momentul respectiv, cred că am mai spus lucrul ăsta de-a lungul timpului, dacă putem privi pozitiv faptul că aveam doar 7 ani, m-a ajutat prin inocența copilăriei să trec mai ușor, cred că, și să nu conștientizez exact situația în care mă aflu, plus faptul că eram permanent în spital, la medici, că mesajul pe care îl primeam din partea familiei era pozitiv, mergi la doctor, automat, la un moment dat, doctorul va găsi ce ai și totul va fi bine. Asta m-a ajutat să trec etapă cu etapă și oarecum cred că să mă obișnuiesc cu starea de fapt. Cred că am avut șansa să am alături de mine o familie puternică, o familie care mi-a dat permanent încredere, începând cu bunicii, mama, și cu ajutorul lor, cred că m-am clădit pe un optimism permanent. Încredere că, indiferent de situație, va fi bine. Vremurile anilor 85, părinții lucrând amândoi, bunicii la rândul lor, bunica lucra, trebuia să te adaptezi. Mă duceau la cămin, la creșă de mic, la cămin după aceea. Lucrurile astea m-au făcut să mă construiesc, cred că, un pic ca... fel de a fi. Da, ca fel de a fi. Uite, acum sunt părinte și îmi dau seama cât de important este mesajul pe care, ca și părinte, îl transmis copiilor. Dau un exemplu, mama mea, de exemplu, la rândul ei, toată copilăria mi-a spus lucrul ăsta: Dumnezeu te iubește. Chestie care mi-a și marcat într-un mod profund viața până la urmă. A existat în cazul tău aceeași schemă, adică un mesaj pe care să-l auzi constant de-a lungul copilăriei, vieții? Da, un mesaj pe care cred că și acum îl aud. Dacă stau de vorbă cu mama și am o problemă și îi spun mamei problema, e mesajul pe care l-am primit încă de mic copil, acela că tu ești băiat deștept și eu am încredere în tine și sigur lucrurile se vor rezolva. Acum, asta zic, aviz părinților, fiți atenți la mesajele pe care le dați mai departe copiilor, pentru că cu siguranță le va modela viața până la urmă. Suntem la un podcast despre sport, ne întoarcem în copilărie, erai un copil atomic, activ? Da, un copil care ieșea dimineața pe Maidan, cum zicem noi, dar de fapt eram în spatele blocului, nu erau atâtea mașini ca în ziua de astăzi, copiii puteau să bată mingea liniștit în spatele blocului. Poate ieșeam... era bara de covoare, nu? Pietre, bara de covoare, se întâmpla să avem o bară de covoare și să o folosim ca poartă într-o parte, în partea cealaltă puneam două pietre pe care puneam niște bluze și era a doua poartă. Automat, la un moment dat, trebuie să schimbăm ca să fie egalitate. Că se nimerea ea să aibă bară și ceilalți să intre mingea în poartă. Și mai intram în casă seara. Îmi amintesc când ieșea bunica la geam și mă striga la masă. Și e așa, în mintea mea a rămas o formulă de asta în care îi spuneam: lasă că vin mai târziu, aruncăm niște brânză în pâine. Și îmi făcea coltucul de pâine cu brânză, punea într-o pungă și mi-l arunca de la balcon. Deci reclama aia cred că era, nu știu la ce, margarină, când zicea: mama, vreau un sandwich probabil cu Delma. Mama, vreau un sandwich cu Delma. Da, cred cu Delma, da. Cu Delma am trăit Linco, Delma, Vizana, toate astea, prin liceu. Deci prin liceu, când aveam nevoie, consumam foarte mult, făceam sport. Și necesarul pe care îl consumam la cantină era sub nevoia mea. Ajunsesem de mâncam multă pâine, margarină, tot ce prindeam. Era... Și uite că acum și soții sau părinții, dacă le spui: a, dă-i un margarină din asta, știi, copilului te împușcă, știi, te bagă la închisoare. No, hai să vedem, cum a fost cu... Deci ieșeam, jucam fotbal. Deci fotbal, pot să spun că... M-am născut, cred că, jucând fotbal, aș putea spune chestia asta. Te-ai născut cu mingea în braț. Da, a fost ceva, o pasiune de asta. Adică secvența, dacă mi-amintesc secvențe din vremea în care vedeam, sunt imagini, de exemplu, din 85, de la finala Cupei Campionilor de la Heysel, cu scutierii care intrau pe teren atunci la problema Liverpool-Juventus. Sau pe Ducadam, care apără foarte fain penaltiuri. Da.
Poți spune cumva că ulterior ai găsit refugiu în sport sau nu-i? Nu știu dacă refugiu. Am simțit de-a lungul anilor și simt acum și cred că e mesajul pe care îl transmit copiilor cu care lucrez, că datorită sportului am reușit să mă integrez mai ușor, să-mi fac prieteni, foarte mulți prieteni. Sportul m-a ajutat să socializez mult mai ușor. Te-ai confruntat de-a lungul vremii sau și atunci la început cu stigmatizare, cu bullying, cum spunem acum? Au fost situații în spatele blocului după ce îmi pierdusem vederea și eu fiind un jucător bunicel de fotbal pe vremea aia, încercau să mă excludă, încercau să strige, păi lasă-l pe Chior, că nu mai jucăm cu el. Okay. Dar nu m-am lăsat afectat. A fost fiind copil, instinctul de moment e să încep să plângi, să fugi acasă. Mm-hmm. Dar ușor am trecut peste chestiile astea. Am încercat să demonstrez că și dacă intru și joc, așa, ei văzând, eu nevăzând, cu mingea, cum îți ziceam la telefon, când prindeam mingea, încercam să le arăt că sunt bun și că sunt mai bun decât ei, driblând și ținând mingea și încercând să mă duc până în poartă cu ea. Îți așa? Mai așa, nu de fiecare dată, dar mai așa. Asta mi se pare foarte fain pentru că de multe ori te uiți la o persoană și îți pare că face lucruri, să zic, anormale, între ghilimele, gen, driblează prea mult și nu dă pase, dar vezi că tot timpul există în spate o motivație... personal, până la urmă, cum a fost în cazul tău, că știai că nu mai primești pase și atunci ar trebui cumva să nu judecăm prea mult, ci să încercăm să vedem ce e în spatele acelei acțiuni sau mod de a se manifesta. Acum, când te-am cunoscut pe tine, coboram din Postăvaru și mi-aduc aminte, tu erai în alergare, urcai spre Poiana Brașov cu grupul condus de Adi Iordache, băieții de la Semimaraton Brașov. Pentru că aminte că te-am văzut alergând, erai cu un însoțitor și chestia asta m-a impresionat profund. Dar, și știu că în prezent alergi, dar care a fost evoluția ta în sport? Adică de unde ai început și cum ai ajuns la alergare? Da, dacă îmi dai voie am să încerc să fac o mică poveste, că sigur. Sportul, practic, mă identific cu sportul. Am ajuns în școală specială pentru deficienți de vedere, pentru ambliopi, la vremea respectivă, în București. Acolo, împreună cu colegii, găseam variante de a ne mișca și de a juca fotbal, de a bate mingea sau, în cazul nostru, de multe ori conserve pentru că erau zgomotoase și ne puteam orienta după ele. Mai târziu a apărut și în România ideea că e fotbal adaptat, fotbal pentru nevăzători, mult mai târziu. Și am avut un prim contact cu o minge accesibilizată, o minge cu clopoței în ea, undeva prin liceu. Hai că fac o paranteză, avem o minge aici și m-aș bucura foarte mult să o arăți tu la... Da, deci aceasta e mingea care în momentul de față se folosește chiar la competiții internaționale, campionate europene, mondiale. E chiar arată că e o minge profi. Da. Deci este o minge care are inserat în pereți, în 6 zone ale ei, clopoței. Clopoței care se fac ușor de identificat pentru deficiențe de vedere, pentru nevăzători. Ea este un pic mai grea pentru a nu sări, ar fi greu de controlat. Și deci cu ea se joacă în momentul de față fotbalul pentru nevăzători. O să povestesc un pic în detaliu chiar când ajung la momentul respectiv. Că multă lume în zona de a fi microbist. Și multă lume nu înțelege deocamdată ideea. Cum adică nevăzători joci fotbal? Dar într-adevăr sună un pic anormal, ilogic. Ei, și în momentul când am descoperit mingea asta, am descoperit și plusul pe care îl aduce să poți să știi tu unde e mingea în momentul ăla. Să nu mai stai să te concentrezi mai mult, să o auzi când sare, ca să te duci pe zona ei și dacă o prinzi, o prinzi, dacă nu o prinzi, o ia următorul. Acum, dă-mi voie, te fac o mică paranteză legat de, chiar vorbeam noi asta, că ai o dizabilitate, dar ai multe alte plusuri în alte zone. Am citit despre Fausto Coppi, un ciclist celebru în anii 50. Înainte să ajungă celebru, se duce la un masor, Cavani, cred că îl chema. Era un masor orb,
în vârstă. În momentul în care a pus mâna pe picioarele lui să-i remaseze, i-a spus: copile, tu vei fi campion mondial. Și citind asta mi-am dat seama ce simț avea omul ăla. Că nu m-a pus mâna pe el, i-a văzut fibrele, i-a văzut mușchii și a spus: copile, tu vei fi campion mondial. Și acum asta zic, că voi fiind nevăzători, jucați fotbal, deci cu siguranță aveți o grămadă de alte... E o lege a firii, aceasta a compensației. Automat, nefolosind un simț, suntem obligați să dezvoltăm alte simțuri. Și de aici auzul mult mai dezvoltat, simțul tactil, simțul orientării spațiale... Chiar îmi zice de multe ori soția când mergem în anumite zone că a doua oară când ne întoarcem prin zona respectivă mă orientez mult mai rapid, pentru că probabil majoritatea persoanelor care se folosesc de vedere nu țin cont de foarte multe detalii de astea audio-perceptive. E pur și simplu chestie de exercițiu. Avem nevoie de simțurile respective și atunci le dezvoltăm mult mai mult. De aici probabil și chestia cu Fausto Coppi. Masiorul respectiv dezvoltase simțul tactil prin exercițiu, prin foarte mult lucru pe care îl făcuse specializat și a descoperit ceea ce urma să fie Fausto Coppi. Să... Legat de fotbal. Da, să revin la poveste. Deci am jucat toată copilăria, am ajuns după aceea să lucrez la liceul din Buzău. L-am cunoscut între timp pe prieten pe care l-am și în ziua de astăzi, cel mai apropiat om de sufletul meu, prietenul Tiberiu Păun, cu care jucam unul la unul la vremea respectivă. Ne luam câte un tânăr văzător pe care îl foloseam pe post de ghid și portar. Iar noi, în teren, jucam unul împotriva celuilalt și încercam să ne dăm gol, luând contact cu coordonatorul sportiv de la Asociația Nevăzătorilor, domnul Sorin Lepădatu. Am încercat să intermediem prin dumnea lui o legătură cu federația. Auzisem că prin alte țări sunt chestii organizate și să încercăm să ne organizăm și noi. A mai durat ceva până s-a întâmplat lucrul ăsta. Prima chestie organizată cu ajutorul Comitetului Paralimpic a avut loc în anul 2013, când a pornit un proiect cu câteva training camp-uri. De acolo s-a făcut o selecție, iar în primăvara anului 2014 a luat naștere echipa națională de fotbal a României. Ok. Care a avut și primul meci amical în Germania, o dublă întâlnire cu naționala Germaniei. Din momentul ăla... Care s-a finalizat? Cum? Pentru noi atunci a fost doar așa, un prim contact. Rezultatul a fost un rezultat dur pentru noi. Ne-au bătut nemții în dublă manșă cu 6-0. Ok. Și ne-au zis la sfârșitul 6 și... Cred că 9 a fost în doilea, 9-0. Și la sfârșitul meciului ne-au zis că ei în 2006 începuseră, deci noi eram în 2014, ei începuseră în 2006. La vremea lor primul meci amical avusese cu Franța și noi am pierdut primul meci cu 7-0. Așa că să nu vă speriați. E ok. Da, fotbal pe teren mic, nu? Da, deci fotbalul pentru nevăzători se joacă pe un teren de mini-fotbal, pe gazon artificial, cu poartă de polo pe iarbă, acea poartă de 3,65 cred că și 2,45 înălțime. Cred că astea sunt dimensiunile. Inițial a fost poarta de handbal, doar că se dădeau puține goluri și atunci cei care se ocupă de regulamente, Federația Internațională de Sport pentru Nevăzători, a zis: domne, hai să totuși frumusețea fotbalului e golul. Și au trecut la o poartă mai mare. Acum ați plecat de la înfrângerea cu Germania și ați ajuns unde, cel mai sus? Păi am avut un turneu în 2016 european pentru divizia a doua, să-i spunem, pe care l-am câștigat. Challenge, Euro Challenge Cup la Atena. Acel turneu ne-a promovat să jucăm în divizia de calificare pentru campionatul european. Divizia s-a ținut în primăvara 2017 la Bacău. Am câștigat și acea competiție, având adversar la vremea respectivă Georgia, pe lângă alte echipe, dar Georgia merita semnalată pentru că ea
mai participase la 3 campionate europene, la un campionat mondial, adică avea ceva experiență. Și am reușit să câștigăm trofeul în fața Georgiei, calificându-ne la campionatul european. Deci în 2017 am mers la primul european, anul respectiv fiind și anul în care ne-am intersectat cu Federația Română de Fotbal. Anul în care ei au aflat despre existența noastră, au luat contact cu noi, au venit să ne vadă la acest turneu de calificare, ne-au susținut la momentul respectiv într-un proiect pilot și au dat seama că e o activitate serioasă, că oamenii sunt pasionați. În contextul în care și UEFA și FIFA promovează foarte mult chestiunea asta, la sfârșitul anului am participat la o ceremonie în care Naționala de Fotbal a Nevăzătorilor a fost introdusă în structura echipelor naționale din cadrul Federației Române de Fotbal. Deci din momentul ăla, practic, suntem echipa națională a României. Cu acte în regulă. Da. Pe ce post ai jucat? Eu am fost mijlocaș de construcție. Ok. Și în echipa națională și când jucam fotbal. Cred că și în general, în viață, mi-a plăcut și îmi place să construiesc. Îmi place să strâng oameni în jurul meu, să îi motivez. Sunt foarte competitiv. Acum că ai spus chestiile astea, mă gândeam în timp ce discutam. Ești nevăzător. Se uită la noi și cunoaștem cu toți oameni întregi care prăpăstioși, nu? Sau pesimiști, sau oricum le-am spus. Pe tine ce te motivează? Adică, că mulți, vorbeam de bullying, mulți arată cu degetul și mulți poate te văd un outsider, să zic. Cu toate astea, tu ai jucat fotbal la un nivel la care mulți... Eu pot doar visa să devin portar la Steaua și nu n-am depășit divizia comunală, știi, în fotbal. Alții nici măcar nu prind echipa din curtea școlii și tu ai ajuns la nivelul ăsta. Adică unde ai găsit atâta motivație? Greu de spus. Cred că în interiorul meu, în modul în care am fost crescut, eu mergând încă din clasa 1 într-un sistem de internat, pentru că școlile speciale pentru copiii care nu sunt din localitatea respectivă, mai ales în anii 87-88, era greu să poți pleca foarte des acasă și atunci stăteam în internat, mergeam 2-3 ori pe trimestru, cum era atunci, sau poate chiar o dată, plus vacanțele pe care le petreceam acasă. Și aveai nevoie să-ți creezi această competiție permanentă de a încerca să demonstrezi ție, să le demonstrezi celorlalți că e nevoie să fii atenți la tine, că trebuie să te ia în calcul, că trebuie să te ia permanent în seamă, indiferent că ești la școală și vrei să iei un premiu, indiferent că faci un sport, indiferent că mergi pe stradă și încerci să te orientezi sau să te descurci, tu trebuie să scoți cei mai buni din tine pentru a-i convinge pe oameni. Uh-huh. Cred că chestia asta pe mine m-a ajutat și de fiecare dată când încerc să privesc retrospectiv lucrurile și mai discut acasă cu soția sau cu mama, spun că pentru mine, deși pare paradoxal pentru că în ziua de astăzi, eu fiind profesor la o școală de profil, întâlnesc acest mesaj pe care... Sunt convins că și mama îl simțea în sufletul ei la momentul respectiv. Dom'le, nu pot să-mi las copilul departe de mine. Uh-huh. Adică am avut secvență, eram undeva prin clasa a treia când m-au luat acasă, sâmbătă, și luni trebuia să mă întorc la școală. Și m-a adus mama la școală, doar că eu am început să plâng atât de tare că urma să mă lase, încât mama n-a putut să mă lase la școală. Și ne-am întors acasă. Și a doua zi am venit cu bunicul. Du-te tu. Da. Deci, dar în același timp și-au dat seama că avem nevoie și am nevoie de chestia asta. Am nevoie să fac școală, am nevoie să trec prin acest proces educațional, formal și de formare, ca la un moment dat să-mi obțin independența. Mm.
mă întreabă, de exemplu, multă lume, ok, dar zice, cum mergi tu? Eu fac navetă, de exemplu. Da. Mă duc la Buzău, mă întorc de la Buzău. Păi acum să facem o paranteză, că asta n-am spus. Mihai este profesor de istorie, da? La o școală, da, în Buzău, tu locuind în Brașov. Da. Mergi acolo, stai de luni până joi, ai spus, da, în chirie. Da. Și, nu, reușești să faci lucrurile astea, ca nevăzător. De poate 17 ani. Undeva în clasa 9 a fost prima dată când am ieșit singur din școală. Și am zis, bă, trebuie să mă ies. Împreună cu alți doi colegi, nu aveam, mama nu era de acord la vremea aia, am zis, nu-i spun mamei că plec. Următorul pas a fost, sau... da, să ne plimbăm, să ieșim un pic, să ne plimbăm, fără adulți. Mai târziu am plecat singur acasă, undeva prin clasa 11-a, tot așa, fără să o anunț. Și când am ajuns, am ciocănit la ușă. A fost așa un șoc, dar și-a dat seama că, uite, e un pas în plus spre independență, adică după cearta necesară a unui părinte către copil, la reflexia la rece, a înțeles că, ok, pentru tine asta trebuie să se întâmple, nu pot sta cu tine toată viața. O, dar chestia asta normal. E reală că voi, legat de un traseu, drumul spre casă sau către o instituție, aveți în cap harta, numărați pașii, chiar așa se întâmplă? Sau? În principiu, în momentul în care încerci să înveți un traseu pe care urmează să-l faci regulat, așa se construiește. Îl faci repetitiv, orientativ numeri pașii, îți iei câteva repere din traseul respectiv, adică am o bordură aici, în stânga, pot să mă ghidez cu bastonul pe ea, până unde... E foarte important cum percepem sunetul. Vine un sunet înfundat pentru că e un bloc, vine un sunet deschis, auzim zgomotul orașului mai aproape, mai departe. Sunt detalii pe care le construiești așa într-o hartă tridimensională, uh-huh, și care te ajută. Au fost situații, eu le-aș numi amuzante, legate de obstacole care au apărut pe, sau chestii care știai că n-ar trebui să fie acolo, în drumul tău și... Da, eram în anul 1999, la prima mea participare la campionatul național de șah pentru juniori, organizat de Asociația Nevăzătorilor la Arad. Aradul, la momentul respectiv, întregul oraș, plin de șanțuri, de schimbare a rețelelor, magistralelor, de apă, o întreagă distracție. Unul dintre foștii colegi care între timp ajunsese la școala din Arad a zis, zice, hai că ieșim în oraș, mergem aici, bem un suc, o bere la un bar, îl știu eu, foarte tare. Ei mergând regulat la acea locație. Deci presupun că o zi, două, maxim trei, poate înainte, când li se întâmpla să se deplaseze la locația respectivă. Am făcut șir indian, așa numitul trenuleț peruan, o să povestesc la un moment dat și de ce îi zicem așa, cu colegul în față, care cunoștea zona și era în Arad, și noi șirați în spatele lui. El cu baston în față? Da, el cu baston în față și noi în spatele lui. Și mergeam și la un moment dat... Cum s-a orientat el, cum a dat cu bastonul, ideea e că l-am pierdut, s-a dus la vale. Ducându-se la colegul vale, baston. Și colegul și bastonul. După el s-au mai dus încă vreo doi din șir, noi eram vreo cinci. Între timp ăștia a făcut serul, bineînțeles, un șanț. N-a fost foarte adânc, dar a fost o experiență pentru noi. Da, chiar că... No. Apropo de trenulețul peruan, la Olimpiada de șah din 2008, cred, 2008, în Creta, Naționala de șah din Peru nu avea niciun însoțitor, văzător. Erau cu ei doar un jucător de șah care mai avea ceva resturi de vedere și care mergea așa ca o locomotivă. Și ceilalți nevăzători erau agățați unul după altul în spatele respectivului, cu rucsaci fiecare, și se ținea de rucsacul, erau 8 oameni, okay, se ținea de rucsacul celălalt. Și ca să se facă auziți, cunoscuți, oamenii să fie atenți la ei, fiind atâția nevăzători, mergeau și strigau, Peru, viva Peru! E, și noi le-am zis atunci trenulețul peruan. Și de atunci a rămas așa o construcție de așezare,
Când vrem să ne așezăm mai mulți nevăzători, să încercăm să ne deplasăm, spunem trenulețul peruan. Adică acum ai pomenit de șah, zine de șah, avem pe masă tabla de șah, este o tablă pentru nevăzători. Da, deci este o tablă de șah adaptată pentru nevăzători. Iar fac o altă paranteză, scuză-mă Mihai, este locul 14, da? Cea mai bună performanță în plan național, da. Jucând cu văzători. Da. Ok. Am jucat șah, undeva de prin clasa 5 am început să joc, prin liceu am început să studiez șahul. Cel mai bun jucător nevăzător din România de-a lungul timpului, care a participat și la competiții internaționale, olimpiade ale văzătorilor, Dacian Pribeanu mi-a fost ca model. Atunci l-am descoperit, el mi-a dat prima carte de șah, mi-a transmis ce înseamnă ideea asta de șah. Și cei de la Asociația Nevăzătorilor, la vremea respectivă, un domn pentru care voi avea toată viața o recunoștință în suflet, domnul Teodor Lepădatu, m-a ajutat să intru în rândul jucătorilor de șah, nevăzători, să particip la competiții. Mi-a dat un prim șah, pentru că până atunci eu jucam pe un șah normal. Jucam pe un șah normal, mai trântind piesele, mai așezându-le celălalt, mai muta el pentru mine. Ei, care e diferența dintre un șah normal și un șah adaptat? Lucrurile nu sunt foarte mari, diferențele nu sunt foarte mari. Doar că, pentru a putea fi pipăit, piesele au niște piciorușe. Aceste piciorușe stau în orificiu și atunci ele sunt, da, pot fi pipăite. Piesele albe sunt netede. Piesele negre au un vârf, aici, un vârf pe care să-l simți la pipăit și să le diferențiezi. La fel, pe tablă câmpurile negre sunt mai ridicate, iar câmpurile albe sunt un pic mai jos. Deci astea sunt adaptările. În general, șahul la nivel înalt se bazează foarte mult pe o tablă mentală. Deci în momentul în care ajungi să joci șah, să zicem, de semi-performanță, performanță, tabla o folosești mai mult ca o împrospătare a poziției într-un anumit moment. Tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă undeva în capul tău, în tabla ta din memorie. Așa numitul șah a la veuglă sau pe nevăzute sau șahul orb. Există competiții, existau mari competiții internaționale la care jucătorii de șah, fără probleme de vedere, stăteau în fața unei table, fără piese pe ea și jucau șah. Iar niște asistenți mutau pe o altă tablă pe care ei nu puteau să o vadă. Așa, practic, nevăzătorii și cei mai buni jucători de șah nevăzători își construiesc strategia de joc și tot ce înseamnă participarea lor într-o partidă de șah. Am cunoscut, de exemplu, un mare campion rus, Sergei Krylov, care avea un șah, la fel adaptat, foarte, foarte mic, care îl ținea undeva pe scaun, între picioare. Și pe întreaga partidă, întreaga durată a partidei, el muta acolo, pentru că e obligatoriu să muți pe tabla ta poziția, dar niciodată nu punea mâna. Adică tot ceea ce se întâmpla, se întâmpla doar în mintea lui. Okay. Am avut și noi un mare jucător, Mihai Irimia de la Cluj, care la fel era extraordinar, se folosea la maxim de această capacitate de a exersa și de a juca și a rezolva, practic, pozițiile mental. Jucând cu un văzător, s-au întâmplat situații din astea ciudate în el să vrea să te fure? Să zic așa, adică... Acum nu pot să acuz omul că a vrut să mă fure, dar sunt situații în care poziția, de exemplu, jocul dintre un văzător și un nevăzător presupune jocul pe două table. Adică văzătorul va evolua pe tabla lui, tabla normală, fără adaptări, iar nevăzătorul pe tabla adaptată. Fiecare mută pe tabla lui și pentru adversar, comunicându-și mutarea în coordonatele jocului de șah. Și practic asta, dacă lucrurile se întâmplă ca la carte,
și cum prin cunoștință de cauză ar trebui permanent, de la început până la sfârșit, pozițiile să fie identice. Plus că orice jucător văzător care are un anumit nivel decent, nici nu vorbim de performanță de șah, oricând își poate arunca un ochi către tabla nevăzătorului și să constate dacă ceva e diferit față de tabla lui. Uh-huh. Și au fost, din păcate, situații în care nu corespundeau pozițiile și încerca să se transmită. Există un arbitru, nu? Adică cineva, da, există un arbitru, se notează partidele, dar dacă tu ai notat pe poziția ta, pe fișa ta de partidă, faptul că ai mutat dama în C5, să zicem ca exemplu, iar eu notez pe fișa mea că am mutat dama în C4, arbitru va trebui să constate și să întoarcă poziția de la zona unde corespunde la amândoi. Okay. Și mi-amintesc cu tristețe permanent de chestia asta că am avut la un moment dat o competiție care m-ar fi adus pe podium, o competiție importantă pentru mine la vremea respectivă, și adversarul cu care am jucat a făcut o mutare. La mutarea următoare eu urma să iau dama și practic partea se încheia. Și el a încercat să mă convingă că de fapt n-am mutat acel lucru și că eu-s de vină, că n-am auzit cum a trebuit. Bineînțeles că arbitru venind la partid a trebuit să întoarcă acolo unde corespundea fișa conform regulamentului pentru amândoi. Dar asta însemna... Deci arbitru nu stă tot timpul? Nu. Okay. Că un arbitru sunt maxim 2 sau 3 la competiții. Dacă sunt, să zicem, 200 de jucători, sunt 2 arbitri. N-au cum să poată să supravegheze permanent. Deci cumva fair play-ul fie funcționează la 100%, fie... Da. Fie se întoarce partida, da, unde fișa corespunde pentru amândoi și atunci e posibil ca unul dintre jucători să fie dezavantajat. Am rămas cu frustrarea respectivă. Am și avut, practic de asta mi-amintesc de fiecare dată, pentru că am avut o reacție pe care am regretat-o și o regret, verbal agresivă. Bine, acum am primit oameni. Avertisment la momentul ăla, okay. Este singurul avertisment pe care l-am primit în cariera mea. Să-i la bătaie? Nu, doar că i-am zis câteva vorbe urâte. De dulce. Da. Și... Îmi povesteai la telefon o întâmplare foarte amuzantă când ai pus bazele unui mic turneu și ai adus și o cupă, sponsorizare și ți-ai dorit să o câștigi. Da. Bine, când am început să joc șah în clasa a 5-a, am avut un profesor care mi-a fost model, un profesor Ion Licareț, și un coleg, Ionuț Făgăonescu. El știa cât de cât se mute piesele, m-a învățat și pe mine să mut piesele, iar domnul profesor ne-a stimulat competiția dintre noi și ne dădea tot felul de teme, venea să joace, ne arunca provocări de astea că ne poate bate și cu mâna stângă. Acea challenge-uri pe TikTok, da, cum ar fi da, acum. Da. Și că singura variantă, mi-amintesc asta de fiecare dată, zice, singura variantă este am acasă o carte, să o aduc, să dorm cu ea, superna, se cheamă să învățăm șahul cântând. Okay. Și am crescut un pic nivelul, ușor, ușor, și în clasa a 6-a am zis că facem un concurs, o competiție la nivel de școală. Primisem și o cupă ca sponsorizare pentru competiția respectivă. Așa cum am zis, îmi plăcea să fac, să organizez campionate de fotbal, tot felul de competiții permanent care să ne stimuleze. Și am făcut acest concurs de șah. Era primul concurs pe care îl organizam noi în școală de șah. Eu fiind convins, bă, zic, oricum sunt cel mai bun de aici. Fac concursul, eu îl organizez, eu îl câștig. Doar că în prima rundă am pierdut. Un coleg total neașteptat. Ok. Așa cum îți iei de fiecare dată când îți iei adversarul cu superioritate, se întâmplă deci și chestii asta de genul ăsta. Da, da, se verifică. Întotdeauna. Și după aceea zic, ce să fac, nu e în regulă, cum să pierd eu cupa asta, nu pot să pierd cupa. Și în șahul din parc sunt câteva chestii adaptate așa pentru parc, cum e, de exemplu, deschiderea cu două mutări sau... Ok. Așa, este așa numitul șah mat încoronat. Matul încoronat. El nu există în teoria șahului, în regulament, în nimic.
Ce înseamnă matul ăsta încoronat? Înseamnă că jucătorul care va pierde mare pe tablă doar rege, iar cel care câștigă are și regina și turnurile și cai. Și lașează așa într-o anumită poziție în care regele practic advers vine la picioarele regelui câștigător, okay, ăsta fiind înconjurat de toate piesele lui. E o de asta de supunere maximă. Sună și foarte greu de realizat, adică... Da, nu-i simplu de realizat. Dar când iei toate piesele adversarului, pe urmă construiești ușor-ușor matul ăsta. Uh-huh. Ei, și am zis, băi, hai să facem treaba asta. Împreună cu colegul Ionuț, am zis, fii atent. Introducem că cei care vor da mat încoronat nu primesc doar un punct, cum e normal la victorie, primesc un punct jumate. Și din momentul ăla am încercat să dăm mat, însă am dat mat încoronat într-una, în două, în trei, până am trecut pe primul loc. Până acea diferență de jumătate de punct m-a ajutat să trec pe primul loc. Și așa am câștigat prima mea cupă. Asta mi se pare foarte o chestie foarte Nu tare. Puteam să pierd cupa, trebuia să... Dar să spun, cumva felul în care tu ești construit, ești un tip puternic și bătăios care cumva nu renunți ușor la luptă. Și da, nu renunț. Cu siguranța asta te... Nu renunț la luptă. Sunt, într-adevăr, îmi place să lupt pentru orice. Adică am luptat de la o partidă de șah până la am cucerit soția. O să vreau și despre asta să discutăm. De fapt, nu, acum dacă tot ai zis-o, până la urmă poți să spui cum s-a întâmplat. Cum ai cunoscut-o și cum ai cucerit-o? În 2007, cumnatul meu este și el nevăzător și a venit însoțit de sora lui la o finală de șah care se ținea în Bulgaria. Și a fost așa un impact de asta, o chestie de primă întâlnire. De când am auzit, practic, am auzit glasul, am auzit vocea. Deci asta a fost care? Da, vocea. Da. Asta a fost primul contact. Am okay. știut că ea va fi. Că voi face orice pentru treaba asta. Ea fiind văzătoare. Da, ea fiind văzătoare. Și am muncit după aceea. Am muncit. Câți ani aveai, scuze-mă? Pentru eu tot timpul asta cu câți ani ai pentru mine, cred că eu... Câți ani aveam eu? Da. Păi în 2007, deci aveam 28. 28. A durat mult până ai cucerit-o. A durat ceva. A durat vreo... Concret, până când pot să spun că lucrurile au fost finale și clare, cred că vreo 4 ani de zile. Ok. E cumva încă poate așa de modă veche, să zic. Ceea ce și găsesc normal, fie vorba. Pentru că acum cred că lucrurile vin foarte... Da. Cumva Dar rapid. Frumos, emoționant, stimulant. Știi? Păi știi cum e, că lucrurile bune se obțin... Da, puțin greu, da. Sunt valoroase cuceririle astea cu multă muncă. No, Mihai, spuneam că te-am cunoscut în alergare. Am discutat despre fotbal, despre șah. Acum hai să ajungem și în zona alergării. Erai cu băieții, am spus, de la Adi Iordache, de la semimaraton. Există o relație deja acum între tine, grup, semimaraton? Eu cred cel puțin că... Sunt acum o parte din, mă simt o parte din grupul semi-maraton. Din tot ceea ce înseamnă grupul și ideea de mișcare, antrenamente, parcă îmi programez deja mental luna noiembrie, sfârșit de noiembrie, când urmează să înceapă antrenamentele și să simt vibe-ul de acolo, energia, oamenii. Acum că zici de antrenamente, fotbal ai jucat în regim profesionist și na, cu siguranță cu toate rigorile de antrenament, da. Așa. Acum alergarea a rămas ca hobby sau în continuare o duci într-o zonă profi? A început ca hobby. După ce m-am lăsat de fotbal în anul 2019, eu n-am putut. Oricum mișcarea am făcut în liceu, am făcut judo, am făcut... Mi-amintesc că înainte să mă culc, făceam 100 de flotări, făceam 200 de genuflexiuni și abdomene. Adică permanent am vrut să fac mișcare. După ce m-am lăsat de fotbal și a venit și pandemia, mi-am luat o bicicletă eliptică acasă și făceam o zi de antrenament circuit de forță, o zi de eliptică. A trecut pandemia, am o prietenă foarte bună în Buzău care... face bicicletă de an bun de zile. Tandem? Și tandem, dar nu are probleme de vedere. Ah, ok. Deci bicicletă normal. Normală.
Și mi-a lansat o provocare dacă aș fi interesat să particip la Heroes Mamaia, okay, la triatlon. Asta e foarte tare cursa. Da, într-adevăr, a fost ceva extraordinar. Și la cursa respectivă, la ștafetă, să participăm, la proba de tandem, în care eu, persoana cu dizabilități, să acopăr două probe, tandemul și alergarea, iar însoțitorul meu să acopere trei probe. Simona, dat cu o cheamă pe prietenă, probabil că cei din lumea ciclismului singur o știu, s-a părut interesant. Eu mai alergam pe bandă, deci de mișcat mă mișcam, dar ideea asta de a ieși la o competiție în care să și alerg, am zis, hai să vedem. Și așa am ieșit pe pistă să fac antrenamente de alergare cu soțul Simonei, Ionuț, un prieten extraordinar, Ionuț Datcu. După aceea cu cel care avea să, aveam să concurez la cursa respectivă, Cosmin Drăileanu, cel cu care am și făcut intrarea în comunitatea alergătorilor mai târziu. Am fost la cursa aia, mi-a plăcut, m-am simțit foarte bine, am zis că vreau să alerg dincolo de bandă, aș vrea să alerg afară, în aer liber, dacă găsesc oameni cu care să fac lucrul ăsta, ca hobby, ca mișcare. Și Cosmin, în vara lui 2022, mi-a făcut cunoștință cu un prieten de-al lui de aici, din Brașov, pe care îl chema tot Cosmin, Niculescu. Am ieșit cu el de 2-3 ori, el a mai anunțat pe grupuri, așa l-am cunoscut pe băiatul cu care alerg din octombrie 2022. Când spui alergi ca și însoțitor, nu? Da. Te-am și văzut de altfel atunci, alergai cu... Da, okay. O să explic imediat și ideea asta. Spune numele, iartă-mă, te-am întrerupt. Da, tizul tău, Bogdan, okay. Bogdan Voinea. Bogdan Voinea. Un băiat absolut extraordinar, care și-a sacrificat foarte mult timp pentru mine, pentru că în momentul în care am început să fac chestia asta și să particip și pe la concursul și să-mi dau seama că îmi place să particip și a apărut din nou ideea de competiție, okay, și de a fi mai bun și de a încerca să scot tot ce e mai bun din mine, mi-am dat seama că am nevoie să mă antrenez. Acum și... deschid doar pe paranteză, mă ierți că am trecut prin situația asta. Ai familia, ai soție, lucrezi, am spus că de luni până joi și faci și naveta. Unde găsești timp? Cum faci? Care e rutina ta zilnică? Păi acum, de exemplu, când lucrez chiar și cu un plan de pregătire, cu un antrenor, am 4 antrenamente pe săptămână. În mod normal, am avut o mică accidentare de care sper că am trecut cu bine și reiau programul la capacitate maximă. Cele 4 antrenamente sunt marți, miercuri, vineri și duminică. Și în funcție de însoțitorii mei ghizi cu care alerg la Buzău, Viorel Tabără sau Răzvan Boncu, iar aici la Brașov, Bogdan în principal, în ultima vreme l-am luat și pe Andrei la muncă cu mine. Andrei sper Moise. Andrei Moise, da, sper să vină din ce în ce mai des. Andrei, sper că ne auzi că e și el pe aici, domnul meu, în spațiu. În funcție de programul lor, de cum sunt ei organizați în zilele respective, îmi fac și eu antrenamentele. Dacă sunt la Buzău și Viorel este schimbul 2 sau 3, atunci merg dimineața și alerg la prima oră. După aceea eu am programul la școală după amiază. Acum sunt și la un master. Okay. Din fericire, cursurile le-am seara, spre seară. Și se cam umple ziua. Duminica alerg dimineața cu grupul în perioada asta, până la accidentare. Mergeam duminică de duminică și alergam cu grupul. Oricum, deci antrenamentul de duminică întotdeauna e dimineața. Și deci cam așa intră în programul zilnic. Soția în principiu, vede toate? Adică de luni până joi stai plecat, apoi ești acasă și duminică dimineața spune, băi, iar pleci? Sau te duci cu băieții pe forestier? Înțelege că e o parte din mine și pentru a fi eu cu tot ceea ce înseamnă cu bune, cu rele, am nevoie de chestia asta. E suporterul tău numărul 1? Da, este. Este, m-a susținut permanent.
Acum sunt acasă, antrenamentele le fac aici, adică și dacă ies pe forestier sau anul trecut, de exemplu, în vară când mă pregăteam pentru cursa de la Utins 24 și plecam să fac alergări de 30 de kilometri, de 30 și, adică okay. Se întâmpla să fie 4, 5, 6 ore plecat de acasă. Dar când eram în cantonamente la fotbal, toată perioada respectivă se întâmpla să fiu cu săptămânile plecat de acasă. Adică dincolo de faptul că fac naveta și era mea, mai plecam și în cantonamente. Deci e obișnuită cumva. Da. Și... Dar de fapt voi când v-ați cunoscut jucai fotbal, nu? Nu jucam încă. Sau... În Naționala a apărut în 2014. Ah, ok. Dar plecam la șah. Pe vremea aia mergeam la Naționala de șah. Ok. Deci cumva te-ai cunoscut în zona asta. Da, da, de deplasare. De deplasare. Da. Și știe că am nevoie de treaba asta, că pentru mine e dopamina principală. Deci până la urmă, dacă aș întreba acum ce te motivează, atunci poți spune că e felul tău de a fi? Sau, da. Sau ai da. Ceva nu. Mai sus de... Nu, cred că e felul meu de a fi chestia asta. De a mă mișca. De a găsi că până la urmă ce am găsit în plus la alergarea de grup, la alergarea cu prieteni, la alergarea în aer liber, am găsit socializarea. Am găsit chestia asta că mi-am făcut, iarăși am întâlnit oameni, mi-am făcut relații de prietenie. Uite, faptul că suntem acum împreună și stăm de vorbă și le povestim oamenilor diverse aspecte din viața mea, se datorează tot faptului că la un moment dat am ieșit la alergat cu Bogdan. Bogdan mi-a zis, va începe alergarea de grup cu Adi Iordache, e o chestie foarte tare, o să-l cunoști pe Adi, o să ai lucruri de învățat de la Adi. Și într-adevăr, de la prima alergare am învățat cum să dau din mâini și cum să țin mâinile. Păi, acum... O chestie extraordinară pentru mine. Adi a stat pe același scaun acum ceva vreme și găsiți interviul cu Adi mai în urmă, dacă derulați. Și el spunea asta, că e foarte cunoscut pentru expresia brațe-brațe, că unde merge da. Lumea îi spune brațe-brațe. Așa l-am întâlnit pe Andrei. Pot să spun, eu unul, cel Andrei, puțin simt ești? Treaba asta că m-am împrietenit cu Andrei. Și Andrei ți-a povestit ție și așa am ajuns. Ca să firul poveștii. Da. Deci am nevoie de chestia asta. Am nevoie, dincolo de mișcare, de oameni. Îmi place să am prieteni. Îmi place să le transmit oamenilor că sunt o parte din comunitatea asta, fie ea brașoveană, fie buzoiană, că cred că pot fi un mesager al tot ceea ce înseamnă lumea nevăzătorilor. Ai zis-o foarte frumos, cred că mi-ai dat și titlul pentru podcast, un mesager al lumii nevăzătorilor. Asta sună foarte... Da. Adică cumva acum termenul modern e influencer, știi? Dacă da. Împărtășești termenul ăsta sau... De multe ori m-am gândit la chestia asta, mai ales când stau de vorbă. Eu am o grupă de copii cu care lucrez de când erau clasa 3-a, asta însemnând vreo 6-7 ani de zile. Fac cu ea antrenamente de golbal. Golbalul este un sport specific nevăzătorilor. Se joacă cu mingea într-o sală și am crescut... Și permanent am încercat să le transmit chestia asta de a face mișcare, de a face sport, așa cum ți-am zis mai devreme, pentru că așa vor ieși mult mai ușor dintr-un glob. Din păcate, societatea în general și cu tristețe spun asta, societatea românească mai ales, care se deschide ușor, dar încă are un regim de conservatorism ridicat, te păstrează într-un glob în care te vede ca o persoană pe care trebuie să o protejeze, să o privească ușor așa cu un pic de milă. Atunci trebuie să ieșim din chestia asta și sportul e un palier care ne ajută. De unde crezi că vine perspectiva asta a poporului român, acum cu o fi sau nu fi doar la noi asta? Acum tu ești profesor de istorie, asta nu am spus, deci da. Probabil că ai găsit în... studii, un fundament sau nu știu, cunoști? De unde vine? Ține mai mult de partea asta emoțională a poporului, a faptului că noi de-a lungul vremii am fost învățați să gândim mai puțin noi și să gândească alții pentru noi. Și atunci mesajele pe care le-am primit de-a lungul timpului au fost...
pentru noi oarecum mesaje directive. Ei, și dacă în secolele 17, 18, 19 eram obișnuiți să-i privim pe robi, pe persoanele cu handicap, pe handicapați, ca cei de la marginea societății, nu știam pe atunci noi de ideea de persoane vulnerabile, chestia asta s-a transmis. Gândește-te ce se întâmplă în ziua de azi încă cu societatea când se referă la cum e aia. Te-ai negat ca țiganul la mal. Mm. Cam așa este. Persoana cu handicap trebuie să fie protejată. Nu, percepția de persoană cu dizabilități este, cum spuneai tu, la master, la oamenii care au interacționat educația cu ei, da, care au atins poate și un nivel educațional, dar majoritatea, și sper că ușor, ușor, cel puțin se văd semnele astea, să percepția se schimbe, au aspectul ăsta. Dom'le, trebuie să avem grijă de ei, să ne fie milă de ei, știi, cam asta. Acum, dacă aș trage așa o linie și aș pune în stânga, nu știu, victimă și în dreapta învingător, Mihai Tuclari, ești profilul învingătorului și cu siguranță vom găsi persoane ca tine și persoane în postura de victimă. Acum te întreb, și ai zis de sport. 100%. Vreau să zic, ce ar trebui să facă cei care cumva se văd ca și victime ca să iasă de acolo? Aici mă refer tot la persoane, să zic, nevăzătoare, adică pe lângă sport. Și cumva ce ar trebui să facem noi, cei întregi, da? Până la urma asta cu întregi, eu zic că dacă ești văzător, dar tu ești genul care arăți cu degetul și judeci. Persoanele tipice, știi că așa ne place nouă să spunem, așa sunteți, persoane tipice. Ok, deci există și pentru noi o... Da. No, adică... Ce ar trebui, cum spuneam, ce impostura de victimă să facă, ce ar trebui noi să facem? Cred că în primul rând să descoperiți și să descoperim și noi ceilalți care am ieșit din conul respectiv, punctele lor importante, punctele lor tari, și să-i ajutăm să iasă de acolo din poziția de victimă, valorificându-le abilitățile pe care... Nu există om care să nu aibă ceva ce să poată aduce plus în comunitatea, în societatea respectivă, doar că unii au nevoie să le fie descoperită acea abilitate și stimulată. Deci e nevoie ca la nivel de societate în general să conștientizăm că există astfel de persoane vulnerabile și să le aducem în prim plan. Asta înseamnă consiliere foarte mult, înseamnă deschidere către ONG-uri de specialitate, să susținem astfel de ONG-uri. Tu ești acum implicat în asociația Bastonul Alb. Da, în asociația Bastonul Alb. Sunt membru în asociația Bastonul Alb de 2 ani de zile. Vă spun că sunt mândru că fac parte din această asociație mică, cu câțiva colegi. Am venit inițial pentru că îl știam pe cumnatul meu, care era membru fondator. Dar în momentul când am venit și am cunoscut oamenii mult mai bine decât îi știam înainte, mi-am dat seama că avem potențial de a deveni un catalizator la nivelul comunității brașovene pentru tot ceea ce înseamnă nevăzător și, de ce nu, poate la un moment dat persoane cu dizabilități. Și încercăm să ne implicăm în diverse proiecte, cum a fost anul trecut, am avut proiect la Brașov Heroes, am câștigat acolo, am trecut de jurizare, am participat în primul an, în 2022, susținând un proiect. Am avut 22 de perechi de alergători, nevăzător cu un soțitor ghid. Pentru noi a fost o chestie extraordinară să vedem că au venit alergători și de pe la București, de pe la Cluj, nevăzători, și că am reușit să găsim pentru ei voluntari care să vrea să facă treaba asta, să încerce să facă treaba asta. Anul trecut am repetat experiența din postură de proiect care aplicase.
Sperăm ca în continuare să avem proiecte, să avem feedback din partea Brașovului, susținere din partea comunității brașovene și să facem cât mai multe lucruri frumoase împreună, pentru că așa ne vom cunoaște mult mai bine unii pe alții. Sper ca, în plan sportiv cel puțin, să ajungem să avem un club al nostru. Asta este, este dorința majoră pe care o am pentru 2023, ca alături de Asociația Bastonul Alb să pot integra un club sportiv, deci să obțin un certificat de identitate sportivă pentru Bastonul Alb, club alături de care să pot organiza după aceea ideile pe care le am. Am la idei. Ok, asta e bine. Îți ziceam la început, înainte de a deschide filmarea, că mi-aș dori, de exemplu, să avem o competiție de duatlon, tandem cu alergare. Că federațiile de specialitate, așa cum Federația Română de Fotbal s-a deschis și ne-a asociat din anul 2017, mi-ar plăcea ca și Federația de Ciclism, de exemplu, să aibă la campionatele naționale o secțiune de tandem regulat, în care să știi că în calendar când sunt naționale de ciclism? Pe data cutare. Bun, până atunci, tandemuri nevăzători care vor să participe, să se înscrie, să pregătească. Să fie o chestie deja sigură. Federația de șah, iarăși, de vreo 3 ani de zile, este un susținător al Asociației Nevăzătorilor și a ce înseamnă participarea Asociației Nevăzătorilor la diverse competiții. Chiar dacă nu mai fac parte din Asociația Nevăzătorilor din România de câțiva ani de zile, apreciez faptul că Federația a înțeles că se poate asocia cu organizația respectivă. Dar să fie o întrebare tâmpită acum. Când ești pe tandem, pe șosea, noi de regulă spunem, măi, traficul este nebun și e mult pericol. Cumva, într-un fel, faptul că nu vezi, ești mai liniștit pe tandem sau din contră? Am avut curse pe tandem, de exemplu, la Buzău, cu prietenul Ionuț Datcu, despre care spuneam că am și alergat la început pe pistă cu el. Curse de 50, de 60 de kilometri, pe național, pe 85, am ieșit în zona Monteoru. Nu știu cum simte ghidul toată povestea, ce emoție probabil trăiește în momentul respectiv, având încă o grijă în spate. Ghidul e cel care stă în față, da, și conduce tandemul. Dar eu unul nu, n-am niciun fel de stres. Eu dau la pedale și cam atât, adică nu am simțit. Au trecut și tiruri, m-au bălângănit un pic, dar n-am avut niciun fel de emoție, am fost ok. N-am înțeles. Acum, spuneam că ești profesor de istorie, tu ai master, ai spus pe... Acum fac, sunt pe comunism, master, ai spus, da, istoria comunismului în România. Am vorbit despre fotbal, România a jucat acum aseară, nu? Cu Irlanda. A jucat aseară cu Care a fost Irlanda? Rezultatul, iartă-mă. 1-1. 1-1, ok. Acum, tu cum vezi chestia asta? Mesajul, cred că, cel puțin ce aud eu, domne, n-am evoluat deloc și în 80 și în comunism era mai bine. No, de fapt, cum, până la urmă, cum vezi toată chestia? Vis-a-vis și de situația voastră, de stigmatizare, de până la urmă am evoluat în ăștia? 100%. Deci nu există niciun fel de comparație. Asta cu un comunism era mai bine, din păcate aud mesajul ăsta de la generații care poate aveau 3-4 ani sau unii nici nu erau născuți. Cam da. Și e foarte trist și grav, știi, că se întâmplă chestia asta. Știi, domnule, avea o casă, de acasă, muncea, da, nu existau care nu munceau. Dar nu exista niciun fel de concurență, ăia care munceau erau acolo pe spinarea altora. Dar noi, ca individ, practic, tu nu prea existai. Erai un fel de animăluț care se ducea la muncă, venea acasă, făcea copii, stătea într-o cutie de chibrituri. Și cam atât. Nu aveai voie să existi ca individ, să gândești, să ai punctul tău de vedere, să ți-l manifesti, să te poți manifesta liber, să ieși dacă vrei în stradă și să zici Ceaușescu e astăzi mai supărat și vreau să te înjur. Dar oamenii ar fi făcut asta? Gândeau să facă treaba asta și nu o făceau că nu puteau? Sau erau atât de încorsetați? 100% gândeau. Erau foarte mulți care gândeau. Unii au avut curaj să facă și au suportat consecințele regimului. Cei mai mulți, din păcate, nu au avut curaj să o facă pentru că frica este dominantă în caracterul omului.
siguranța pentru mine și pentru apropiații e mai mare decât siguranța pentru societate. Da, uite, acum că povesteam de naționala de fotbal, că din nou mesaje, domne, ce națională, generația de aur și steaua la, cu Barcelona, da, finală, da, cupă, domne, mergeau bine, bine lucrurile. Și acum vedem, uite, nu mai avem națională, nu mai avem sport, nu mai avem... Sunt chestii periodice, ciclice. La vremea respectivă exista sportul de masă. Probabil că foarte mulți copii făceau sport de masă și din faptul că nu aveau ce să facă altceva. Uite, aseară mă gândeam, apropo de faptul că astăzi ne vom întâlni, că eu în clasa 8-a, 9-a, cum îți ziceam, pe partea asta de organizare, făcusem un radio în dormitoarele de la internat, unde îi puneam pe colegi să aibă unul emisiune de cultură generală, unul de prezentare geografică, unul de știri cotidiene, unul de muzică, pentru că nu aveam telefoanele din ziua de astăzi cu care ne-am fi ocupat timpul. Mm-hmm. Nu aveam Google-ul. Cam asta se întâmplă cu sportul. Sportul, la vremea respectivă, era probabil una din puținele alternative pe care copiii le aveau să iasă din cotidian. Și tot dau ăștia la Orange Sport, cred, un interviu cu Violeta Beclea Sechei, o fostă mare atletă. Și povestește cum a mers ea la atletism undeva pe la 16-17 ani, pentru că pur și simplu venea de la școală și mergea la munca câmpului. Și atunci, ca să nu mai meargă la munca câmpului, a preferat să ducă să facă antrenamente. Deci nu este o paradigmă a evoluției. Acum, care sunt plusurile, care sunt minusurile? Hai să ne gândim la gimnastică, că toată lumea zice că nu mai avem rezultate la gimnastică. Să ne gândim din poziția de părinte. Cu siguranță că dacă privim strict la rezultate, zicem, mamă, ce medalii aveam atunci, de la Nadia, la Daniela Siliva și la generația anilor 2000, care încă fusese crescută în perioada respectivă. Dar când vedem reportaje cu ce s-a întâmplat și cum trăiau copiii respectiv, da, cum sacrificiile. Da, ne întrebăm, bă, oare eu aș vrea să-mi duc copilul la o astfel de chestie? Aș vrea să știu că copilul meu are în anumite momente clipe poate de tortură ca să poată să atingă performanța? Deci cumva atunci sportul era greu, dar tot era mai bine decât să mergi cu restul societății, să zic, da, într-o banalitate a vieții. Cel puțin dacă ascultăm pe cei de la Steaua din 86, care după rezultatele pe care le-au avut, au primit o mașină, aveau deplasările în străinătate. Îți aducea un plus față de restul oamenilor. În momentul în care făceai sport și aveai și ceva rezultate, clar că erai scos din producție, ceea ce nu-i puțin lucru să fii plătit de o uzină, de un minister, în funcție de clubul la care erai. Tu să faci sport, să nu trebuiască să mergi la muncă, să nu trebuiască să fii la un program strict, să nu trebuiască să tragi la șaibă sau să scoți la strung. Da, mulți vor spune acum, bun, dar cum reușesc că ne întoarcem în ciclism? Slovenii, vedem acum, 2024, au 5 care sunt top, nu mai zic de 6-7. Adică de ce acolo? Probabil că aici ar trebui să ne gândim la nivelul de investiții, copiii juniori. Mentalitatea? Acolo. Nu știu dacă mentalitatea. Că aud asta despre poporul sârb și cei care au făcut parte din fosta Iugoslavie permanent. Dom'le, ei sunt altfel. De ce reușesc slovenii? De ce croații au la toate sporturile de echipă? Cred că fiecare dintre noi ar trebui să ne gândim dacă am făcut suficient. Și acum, pe chestia asta de sport, vorbim strict de sport. Cei care am făcut sport și facem sport și avem copii și vrem să-i ducem la sport. Familiile care intervin acolo unde selecția, l-ascultam zile trecute pe Pintili, care îmi spunea că de multe ori, el neavând o familie serioasă, când mergea la antrenamente, urma să se deplaseze lotul la un anumit meci, în alt oraș. Și era selectat în cei 11 care se urcau în microbuz. Înainte de a pleca, mai venea o familie, un părinte cu copilul și începea să urle la antrenor. Îi mai dădea și o sacoșă și l-anunțau Pintilic, cobori, vii data viitoare.
Avem chestia asta de... Noi nu avem academii sportive. Probabil că în academiile sportive lucrurile ar fi mult mai serioase. Academii în care să facă copilul și școală, gen ce a încercat să și face Hagi la fotbal la el. Când vom avea chestia asta și la ciclism, când vom avea, cum încearcă acum, de exemplu, Țiriac la hockey la Otopeni. Da, da. Dar undeva anii 90-2000 n-a interesat pe nimeni ideea de sport, de investiție, sub nicio formă. Cred că a fost pe inerție, acolo s-a mers într-o... Da. După aceea trebuie să ne amintim permanent lucrul ăsta, că undeva prin anii 2007-2008, Călin Tăriceanu, primul ministru de la vremea respectivă, a spus că sportul nu face parte din primele 10 priorități ale țării, fără să conștientizeze ce înseamnă, de fapt, ca mesaj sportul, probabil ambasadorul cel mai important pe care l-am avut și l-avem. Iar după anii 2010, cred că lucrurile totuși au început să se mai miște. Adică l-avem acum pe David. Avem vârfuri. Da, avem vârfuri. Vârfurile astea devin la rândul lor mesaj pentru copii. Cu cât avem mai mulți copii, cu atât și administrațiile, de la administrație locală până la cele centrale, s-au orientat către investiții și infrastructură, pentru că noi ne-am folosit foarte mult de bazele antice. Și cred că și asta a fost o problemă, că nu am avut infrastructură. Deci, eu sunt optimist pentru 10-15 ani de acum încolo. Sportul e o chestie atemporală. Nu cred că poate fi privită doar pentru prezent. Da, până la urmă e investiție pe termen lung. Da. Povestea de părinți, de sportiv. La tine cum au fost părinții să te știe că mergi la fotbal, că ieși la alergare, că pleci în cantonamente? Mama mea era foarte tot timpul încrâncenată, așa. Mama a fost permanent mândră de faptul că participam. Ea a iubit cel mai mult participarea și implicarea mea la șah. Ei s-a părut permanent că eu ar trebui să fac șah, să joc șah, că ăla e lucru pe care... La șah nu mă accidentez, nu am... Acum, de exemplu, mai spune pe la curse când alerg și apar pozele. Deci ești câteodată pe finalul cursei așa, parcă te descompui, foarte obosit, fața se vede. Deci nu ți se face rău, de ce nu stai tu acasă? Dar, pe de altă parte, cum am zis, mesajul pe care l-am avut permanent... Tu ești băiat deștept și eu am încredere în ceea ce faci, în alegerile tale. Super. Pe 6 aprilie e semi-maraton Brașov. E obiectiv? A fost obiectiv major. Deci a fost în calendarul primei jumătăți de an. Am avut două curse. Semi-maraton Brașov, cursa de semi, în care aveam ca obiectiv să vin sub 2 ore și jumătate. Și cursa de semi-maraton de la Constantin Adiță, în care să vin sub 1:45 asfalt. Dar, din păcate, accidentarea m-a ținut cam o lună de zile pe tușă, așa, cu sforțări de ale mele, dar 18 zile le-am avut de repaus total. Și atunci, în momentul de față, sunt un pic într-un impas, legat strict de cursa de la semi-maraton. O să vreau să termin cursa. Ăsta e obiectivul pe care l-am. Okay. Să termin cursa cu piciorul întreg. Legat de piciorul întreg, mă gândesc acum. Mâine e, apropo, e 23 februarie, mâine este ultima martie. Zi de recu... Da, 24 martie. Mâine. 23, da. Nu zic astăzi, e 23. Da. Și zic, mâine e ultima zi de recunoaștere a traseului de la semi-maraton. Ai zis de picioare întregi. Acum, înțeleg că tu ai un ghid, un însoțitor. Da. Dar cum faci cu rădăcinile până la urmă? Că... Dacă sunt rădăcini mai măricele... Bogdan s-a creat așa. Ăsta e lucrul cel mai important. Construcția asta pe care o facem timp între tine și ghid. Ce înseamnă alergarea un nevăzător cu un însoțitor? Înseamnă o coardă prin care el încearcă să fie o prelungire a ochilor tăi. Coarda aia, practic, el te trage sau te lasă mai moale sau trage în funcție de obstacol imediat, te trage un pic mai tare, ca să-ți dai seama. Sunt niște reflexe care se construiesc. Sau un cod, putem spune un cod? Un cod, da, foarte bine. Un cod
care se construiește. Pe de altă parte, exercițiul pe tine ca nevăzător te ajută să devii un pic anticipativ. Și atunci când intri, de exemplu, pe o alergare de trail, să ai permanent un pic picioarele mai sus, să alergi un pic cu ele mai ridicate. Cu genunchii mai sus la camera. Da. Dar fără ghid, pentru că dacă mergi la recunoaștere, cum este la semi-maraton, că faci recunoaștere la câteva ori, plus antrenamentele de-a lungul întregii perioade pe o parte din traseu, poți să înveți traseul respectiv. Dar uite, am mers anul trecut la Subcarpați pentru prima dată, la cursa de la Subcarpați. Fără Bogdan și fără faptul că el a înțeles ce trebuie să-mi transmită, n-aș fi avut cum să termin cursa respectivă întreg, fără gleznă sucită, sub nicio formă. Am înțeles. Deci cumva crezi că e foarte important, pe lângă lăsând ghidul în cazul tău, dar recunoașterea traseului da. E esențială. Eu cred că recunoașterea traseului e esențială pentru orice alergător, dar pentru mine cu atât mai mult. Și comuniunea asta care se creează cu alergătorul ghid, în care el, cu cât aleargă mai mult cu tine, te cunoaște. Încerce să te înțeleagă când ai obosit, când ai nevoie de mai multe mesaje, când nivelul tău de concentrare a scăzut și atunci și el trebuie să fie mai atent. Sunt detalii care simbioză... care se fac în timp. Dacă te-aș întreba, Mihai, acum care sunt așa, cu liniuță, principiile după care te ghidezi în viață? Încerc să fiu sincer cu mine. Asta e principalul lucru pe care permanent îl am. Orice mi se întâmplă, încerc să fiu sincer cu mine și de aici să construiesc restul lucrurilor. După aceea, țin foarte mult la mesajele pe care le primesc pozitive sau negative de la cei din jur. Și în funcție de ele, pe baza ce mi-am construit de-a lungul timpului, încerc să construiesc. Pozitiv, negativ, dar cred că un principiu de bază pe care l-am avut de-a lungul vieții și pe care îl păstrez până în momentul de față, e să nu renunț. Indiferent de situație, să nu renunț. Îndrăznesc cu întrebarea asta acum. Un top 3 al lucrurilor pe care ți le dorești. Păi, sau unul, acum, uite, departe, dacă... care nu intră niciun fel de clasament și e ca la un moment dat să am un urmaș căruia să-i pot transmite tot ceea ce am învățat și să-l construiesc pentru viitor. Asta e foarte fain. Băiat, fată, nu contează. Nu contează. Nu contează. Pe 2 și pe 3 mai zici ceva sau ăsta da. E? Da. Pe 2 mi-aș dori ca copiii cu care lucrez să primească de la mine, să ia de la mine mesajele pe care le-am dat de-a lungul timpului despre faptul că dacă ne dorim ceva cu adevărat, nu contează unde am învățat, ce problemă avem, dacă avem, să avem încredere în noi și cu siguranță vom reuși. Permanent le transmit chestiunea asta. Am fost elevi care au reușit și care îmi dau mesaje de mulțumire și sper ca și cei cu care lucrez acum, peste ani, să devină oameni, să fie maturi și oameni de bază acolo la locul în care se află. Iar nu în ultimul rând, ca împreună cu asociația Bastonul Alb să ajungem să transmitem comunității brașovene că suntem un plus aici, în societate. Doamne ajută, zic. Acum, pentru mine e așa că a vedea nu intră în top. Nu. Nici nu mai știu cum e, adică nu aș putea să-mi imaginez în momentul de față chestia. Nu m-am gândit niciodată la chestia asta. Am avut în anul 2005, prin intermediul unui prieten, o întâlnire cu o comisie de medici din Statele Unite. Și atunci mi-au spus
despre evoluția științei, despre tot ce înseamnă tehnologie, progres. Și că poate, la un moment dat, va apărea o posibilitate tehnologică, dat fiind problema mea, ca un implant pe scoarță să primească mesajele de la ochi și să le poată prelucra în locul nervului. Nu m-am gândit niciodată după aceea să încerc să-mi fac iluzii de genul ăsta. Deci nu, eu viața sunt foarte mulțumit, împăcat și nu știu dacă există fericire. Ce înseamnă până la urmă fericirea fiecăruia ca o definiție. Dar eu mă simt un om împlinit cu tot ceea ce sunt. De, în primul rând familial și după aceea profesional. Hai, zic că e una dintre cele mai faine discuții pe care le-am avut în cadrul acestui proiect, Se învârte roata, și cred că una dintre cele mai faine discuții pe care le-am avut de-a lungul vieții. Mulțumesc. Eu sper foarte mult ca după ce vor urmări discuția noastră, oamenii să fie mult mai deschiși la a face lucruri împreună cu persoanele cu dizabilități. E una dintre năzuințele vis-a-vis de acest interviu. Am ajuns la final, dar înainte să încheiem, te-aș ruga dacă ai un mesaj pentru cei care au avut răbdare și ne-au urmărit până la final. Ce ai tu din inimă mai bun pentru ei? Din inimă pentru toți oamenii, și care oamenii care ne vor urmări, oamenii care ne-au ajutat să fim astăzi față în față și să stăm de vorbă, să ne cunoaștem mult mai bine și să construim, practic, o relație de viitor. În primul rând, mulțumire pentru că ne dau oportunitatea să stăm de vorbă și că ne vor urmări. Și nu în ultimul rând, încredere. Multă încredere în propria persoană. Indiferent de situație, dacă avem încredere în noi, vom reuși. Doamnește! Mihai, îți mulțumesc foarte mult! Eu îți mulțumesc! Ne vedem mâine la recunoaștere semi-maraton? Nu, din păcate. Atunci pe 6 aprilie, măcar. Da, pe 6 sigur ne vedem la cursă. Dacă vreți să-l cunoașteți pe Mihai, pe 6 aprilie, semi-maraton Brașov, se pleacă din Piața Unirii. Aveți ocazia să dați mâna cu el. Vreau să mulțumesc celor de la Teroar Boutique Duvin pentru că ne-au primit din nou în spațiu. Mulțumesc băieților din spatele camerelor, lui Ovidiu și lui Horia, care fac o treabă grozavă. Vreau să vă mulțumesc vouă că ați avut răbdare și că ne-ați urmărit până la final. Îmi doresc foarte mult să vă fie de folos tot ceea ce am vorbit azi, aici. Dacă v-a plăcut, ne-ar ajuta foarte mult un like, un share, pentru că este important ca informația să ajungă la cât mai multă lume. Dacă nu v-a plăcut, nu dați cu piatra, dați-ne un feedback să știm unde am greșit și ce am putea face mai bine. Până data viitoare vă spun toate cele bune. Mihai, punem dușa? Încercăm. Ok, să dăm bătaie. La revedere! La revedere!